Astăzi vom analiza cel mai prefăcut personaj din San Andreas, cel care și-a trădat comunitatea pentru o viață scurtă de baron. Ambiția lui Smoke a depășit orice limită și orice loialitate, iar noi ne uităm la prezența și impactul lui în povestea jocului. Ca de obicei, Smoke apare pentru prima oară în Introduction, scurt metrajul făcut de Rockstar care ne arată ce s-a întâmplat în San Andreas înainte să vină CJ acasă. Povestea din Introduction este în mare parte despre trădarea lui Smoke, începând chiar din prima replică din filmuleț. Tenpenny e mândru de planul lui. A reușit să-l șantajeze pe Smoke și l-a făcut să înțeleagă că opțiunile lui sunt foarte simple, pentru că nu are opțiuni. În următoarea scenă vedem un grup de balași într-o alee. La fel ca polițiștii și balași își discută planurile. Iar faptul că ei pot sta confortabil în cartierul Ganton spune multe despre statutul jalnic al grovului, așa cum zice și liderul, ăla cu tricou alb. Man, I'm Balasul din dreapta, cel care se cu Bahoi, nu e convins de planul cel mare aranjat de tenpeni. I se pare dubios ca ei să cumpere marfă de la unul dintre cei mai vechi membri ai grovului, adică Smoke, și îl întreabă pe superiorul lui dacă nu cumva o fi vreo capcană. Hey, cool, man. And if anyone încercă shit, we blast him. Liderul îi spune că dinamica de putere s-a răsturnat complet. Din cauza că Grove Street Families au refuzat să participe în afacerea drogurilor, Bala și sunt stăpânii acum. Iar Tenpenny avea planul deja pregătit. Restul gangurilor erau pe poziții și mai era nevoie doar de smoke, ori să convingă Grove-ul să renunțe la principiile antidrog, ori să elimine conducerea gangului. Următoarea scenă are loc în casa lui Ryder. Smoke a venit în vizită să-l convingă pe Ryder să îi se alăture. Nu apucăm să vedem începutul discuției. Primul lucru vedem că Ryder nu pare foarte convins. Spune că el vrea să-și controleze propriul destin, deci nu să joace un rol mic în planul altuia. Smoke îi zice că tocmai pe calea asta va primi puterea să decidă pentru el, e totul despre destin. Și destinul e metoda lui Smoke de a justifica faptul că și el e de fapt șantajat. Și spune că nu-i motiv de regret, face doar ce trebuie să facă. Totodată, îl și amenință subtil pe Ryder că dacă nu se bagă și el, atunci se va respauna la cel mai apropiat spital. Și toată trădarea se justifică foarte rapid cu lăcomia pentru bani. Chiar dacă Ryder nu dă un răspuns definitiv aici, bate palma cu Smoke și deja știm ce va urma. Mai târziu în scena cu Torino și T-Bone, Torino menționează că a găsit un cumpărător din Los Santos interesat de marfă în cantități mari, până la 100 de kg pe lună. Așa au început legăturile dintre Balaș și Rifa din San Fierro. Următoarea scenă are loc în Grove Street, unde s-au strâns băieții la niște slash dice. Vedem reticența lui Smoke de a-l elimina din prima pe suite. Printre ultimele încercări de a-l convinge să renunțe la prostii și să înceapă și ei afacerea pe care o tot ignoră, Smoke-ul avertizează că Grove-ul își pierde influența în oraș. Sweet nu dă doi bani pe asta și se apără că ei de fapt doar își păstrează principiile. O decizie foarte proastă din partea lui Sweet, printre multe altele. El crede că tot valul de droguri pur și simplu va trece. Smoke insistă că pe zi ce trece, bala și cresc în putere și bani, iar Grove devin slabi și săraci. Afacerea drogurilor reprezintă cea mai mare oportunitate de făcut bani, dar Sweet încă mai crede că ar distruge comunitatea. Mai târziu, când îl vedem pe Tenpenny vorbind la telefon, e posibil să fi vorbit aici cu Smoke. Dacă planul este ca Grove Street să participe la vânzare, atunci singurul obstacol este Sweet, care trebuie ori convins, ori asasinat. După ce Smoke a încercat să-l convingă pe Sweet și n-a reușit, cred că a avut totuși un moment de ezitare, în care voia să-i întârzie planul lui Tenpenny în speranța că poate cumva îl convinge pe Sweet și apoi nu mai trebuie omorât. Îl amenință pe Smoke că dacă nu se ține de cuvânt să-l omoare pe Sweet, atunci el va fi cel omorât. Aceeași amenințare pe care au folosit-o și cu Hernandez. Așa că la sfârșitul scurtmetrajului îi vedem pe Bala și din sabreul verde trimiși să-l asasineze pe Sweet. Dar în loc să-l prindă pe Sweet în casa familiei, Drive-by-ul a omorât-o pe mama lui, Beverly Johnson. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. CJ vine în sfârșit acasă după introduction. Găsește o poză cu mama lui și se gândește la ea până când e întrerupt. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? <laughs> hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Huh? hey i don't know why this had to happen but i promise you i'm gonna find out who killed your moms the streets is cold dog like it says in the book we are blessed and cursed what fucking book same things make us laugh make us cry but right now we gotta take care of our business go see your brother at the cemetery come on let's bounce Ultimul cadru din caținul ăsta este portretul lui Beverly cu sticla spartă și băta lui Smoke a rămas peste fotografie. Rockstar au fost destul de subtili cu detaliul ăsta, dar se și aude când aruncă băta pe masă, pică fix peste poza cu maică sa și auzim sticla cum se sparge. Dar ce naiba căuta Smoke în casa familiei Johnson? mai ales când el nici nu mai locuiește în Grove Street și mai ales în ziua înmormântării lui Beverly. Știu că sunt unele teorii că Smoke-l aștepta pe Sweet să vină acasă să-l omoare cu bâta, dar pentru că a venit CJ acasă i-a încurcat planul, așa că Smoke s-a făcut repede că nu l-a recunoscut, apoi a fost prietenos și hai repede la cimitir că pierdem în mormântare. Deja e dubios cum Smoke-a putut să lipsească de la cimitir, dar Rockstar ne-au distras cu alte subiecte pe moment ca să nu punem prea multe întrebări. În ghidul de strategie scrie că Smoke a intrat în casă prin ușa din spate, adică nu era deja acolo și nu l-a aștepta pe Sweet. Și m-am dus să văd dacă există ușa aia și chiar e acolo. În versiunea beta a jocului, CJ trebuia să conducă până la cimitir, iar Smoke avea puțin dialog prietenos. I like always love cars, man. I thought they didn't respect cars in Liberty. Would you ride out there? Subway? <laughs> That's my brother. Here we are. O să vedem că Smoke e foarte, chiar prea prietenos cu CJ. E metoda lui de a-l testa să vadă cât de implicat e, cum reacționează la diferite chestii și de a-și ascunde intențiile în același timp. Este și primul care îi spune că i-a fost dor de CJ, deși nu prea avem motive să-l credem. Vin bala și în drive-by și cumva e bubuie mașina lui Smoke, așa că băieții trebuie să fure patru biciclete lăsate foarte convenabil vis-a-vis -vis de cimitir. Un detaliu în misiunea asta este că Bala și niciodată nu trag după Smoke, dar cel mai probabil știu și ei că CJ e protagonistul jocului. În cutscene de la Tagging Up Turf, vedem că Smoke încă mai petrece timp în Grove și bate mingea cu Sweet. Dar caținul următor este foarte important. Pentru cine n-a văzut de Introduction, ăsta este primul moment când vedem atitudinea lui Smoke față de droguri și dealeri. Tot le ia apărarea și îi zice lui Sweet să nu mai judece metodele unora de a face bani. Sweet nu vrea să audă de așa ceva și îi antagonizează pe dealeri, iar Smoke îi zice în față că e naiv. Dialogul din misiunea drive Through este încă un indiciu pentru trădarea lui Smoke și Ryder. Când frații vor să vorbească despre moartea mamei lor, Ryder se bagă ca prostul și zice că Bala și de fapt voiau să-l prindă pe Sweet, iar Smoke preia controlul discuției și îi zice subtil să tacă. Yeah, You're right my bad. aici este comanda legendară a lui smoke care a rămas în istorie number 9s, a number 9 large a number 6 with extra dip a number 7 two number 45s, one with cheese and a large soap Aici am citit teoria că Smoke face o comandă atât de lungă ca să tragă de timp pentru bala și care... Care ce, mai exact? Că aia ce că se ducea un grove ca să o moare pe cine, că toți băieții sunt deja în mașină. O prostie oricum. Pentru că oricât de amuzante e comanda lui Smoke, el de fapt comandă pentru toți, nu doar pentru el. Primele meniuri sunt comenzile lui CJ, Ryder și Sweet, așa că Smoke și-a luat doar patru meniuri. Da, aia se și uită la el că e dita mai porcu. Dar mai rău decât atât e faptul că Smoke e singurul care nu a tras în balaș. Până și Ryder a judecat că indiferent de plan, tot trebuie să se apere. Dar Smoke, Big Smoke, zice că trage și el după ce termină de mâncat. Dacă nu era destul, a mai și vărsat tot ketchupul pe bancheta din spate și pe pantalonii lui Ryder. Dacă nici așa nu era destul, a mai vărsat și băutura lui Ryder, la care suitei îi zice să o sugă. My soda. La finalul misiunii, aflăm că Smoke de fapt a mâncat și meniul lui Ryder, o metaforă bună pentru lăcomia lui. Pentru că CJ îl duce acasă, are ocazia să mai vorbească puțin cu el. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Aflăm că Smoke locuiește acum departe de Grove Street, tocmai în Idlewood, teritoriu Balas. Când îl întreabă CJ de ce s-a mutat, el se scuză că a primit niște bani de la mătușa lui, probabil moștenire. Asta nu explică de ce ar fi cumpărat o casă de parte de gang și de comunitate, dar e clar că e vrăjeală, mai ales când vorbește pe lângă subiect că Grove-ul și băieții sunt în inima lui. Pe site-ul oficial al jocului, Casa lui Smoke este marcată pe hartă, iar pentru că site-ul e scris din perspectiva poliției ca o mică bază de date, Vedem că Smoke e catalogat drept o influență puternică în conducerea Grove-ului. Aflăm că Smoke a fost acuzat și arestat de mai multe ori, dar niciodată n-a dus o pedeapsă lungă în închisoare. Și polițiștii se întreabă de ce. Acum, nu pot să vin eu să zic că l-a ajutat Tenpenny, că nu am nicio dovadă. Și totuși, în fișerele jocului găsim câteva replici ale lui Smoke în care vorbește cu polițiști și le spune că e prieten cu Tenpenny. I got I know your boss, officer. I can assure you this is a mistake. You're throwing your career away. Come on, officer. I'm a friend of the police force. You might know my friend, officer Tenpenny. Frank Tenpenny is a personal friend of mine. Și dacă tot vorbim de replici din fișiere, Smoke are câteva replici în cazul în care moare CJ într-o misiune. Auzim cât de rece e el de fapt față de CJ pentru că prezența lui i-a încurcat planurile. Well, it's his own fault. Fool gone and died on us. It was fun having him back for a while. Mai târziu, în misiunea Nines and AKs, îl vedem iar pe Smoke cu atitudinea lui de lingușitor. I admire you, Cole. You're a Me when you get to the top. Spre deosebire de restul lumii, Smoke e singurul care nu l-a subestimat niciodată pe CJ. Când toată lumea îl ceartă că și-a abandonat familia, fix când aveau cea mai mare nevoie să fie uniți, Smoke nu menționează niciodată asta. Nu dă vina pe el pentru moartea lui Brian, și nici nu face mișto de cum conduce. Și până la urmă, ce zice Smoke chiar se adeverește: CJ a ajuns în vârf și l-a ținut minte pe trădător.

Oamenii trebuie să-și deschidă ochii și inimile. Adică Sweet trebuie să vadă realitatea din jur, de ce Grove au ajuns atât de slabi și singuri. Trebuie să-și deschidă și inima, adică să nu mai fie așa fixat împotriva drogurilor. CJ îl întreabă, ce dracu zici mă? Iar Smoke vorbește despre decizii. Decizii care uneori par reale, dar care uneori nici nu sunt acolo. Încerc să-mi dau seama de ce îi spune toate astea lui CJ. Cred că se află sub atât de multă presiune, fiind ca un agent dublu printre băieții lui, Parcă ar vrea să-i spună lui CJ că de fapt Tenpenny îl șantajează și pe el. Următoarea misiune este Drive-By, unde Smoke nu e nicăieri în cutscene, dar se spaunează imediat pentru misiune. Și de data asta, chiar participă la Drive-By, pentru că nu mai are la îndemână scuza că nu poate să tragă, că trebuie să mănânce tot. Și dacă refuza de două ori să tragă în balaș, se cam dădea de gol. Smoke are și o serie de patru misiuni pe care le începem la el acasă. Spre deosebire de celelalte, misiunile lui nu ajută deloc gangul. În loc să creștem influența grovului cum facem cu Sweet sau să furăm arme pentru gang cum facem cu Rider, în cazul lui Smoke tot ce facem este să rezolvăm probleme pentru Tenpenny, probleme care n-ar fi existat dacă Smoke rămânea loial. Dar CJ a fost atât de absorbit de vinovăție încât a făcut orice să primească validarea băieților lui, așa că l-a ajutat pe Smoke orbește. Prima misiune este OG Loke, singura care iese din tipar. Pentru prima și ultima dată, îl vedem pe Sweet la casa lui Smoke. Băieții merg la închisoare să-l ia pe Jeffrey, OG Loke, că tocmai ce l-au eliberat. Apoi trebuie să-l fugărim pe dubiosul ăla de Freddy cu motocicleta. Misiunea asta e mai mult pentru Sweet. Dacă îl eliminăm pe Smoke din peisaj, nu se schimbă absolut nimic. Probabil Rockstar au așezat-o printre misiunile lui Smoke ca să nu fie prea dubios. Așa îi mai vedem și noi pe băieți împreună, ca și cum totul e ok. A doua misiune este Running Dog, Tenpenny și Puleaski ies din casa lui Smoke. Un detaliu subtil aici este faptul că muzica lui Tenpenny nu se oprește după ce pleacă. Rămânem cu Smoke care îl minte și îl lingușește pe CJ cu muzica de trădător pe fundal. Smoke învârte niște vrăjeli că polițiștii nu-l lasă în pace, că el nu le zice nimic, gangul e cel mai important lucru, dar are și treabă de rezolvat. Îi zice lui CJ despre niște iarbă din Mexic, iar Smoke trebuie să meargă după ea. Hei, Excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio, and I want that grass. Comprende? <laughs> hey, fuck you, cabron. What? asta no, that ain't nice. Coffee-o up el Wido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. După ce îl înjură Vagosul ăla, Smoke își pierde răbdarea și ideea misiunii și îl atacă pe primul, iar CJ îl fugărește pe al doilea și toată lumea a uitat complet despre iarbă. A treia misiune este Wrong Side of the Tracks. De data asta, vedem că Tenpenny și Puleaschi vorbeau cu Smoke în garajul lui. CJ încă o dată îi prinde, dar e prea naiv, iar Smoke încă o dată îl folosește pe CJ să rezolve ceva pentru Tenpenny. Câteva lucruri nu au sens în misiunea asta. Informația primită de la Tenpenny este că niște vagoși se întâlnesc cu Rifa din San Fierro. Ar trebui să fie întâlnirea cu Loco Syndicate ca să pună bazele afacerii, că altfel nu văd de ce ar veni Rifa până aici. Dar dacă e așa, de ce ar vrea Tenpenny ca CJ și Smoke să-i încurce pe vagoși? Nu e în interesul lui ca totul să meargă bine? Nu are sens. La fel cum nu are sens nici faptul că Vago și îi văd pe CJ și Smoke așa că aleg să sară pe tren, de ce? Mă rog, se vede că Rockstar doar au căutat orice scuză să facă o misiune în care urmărești un tren. Train, Ultima misiune pentru Smoke este Just Business. Smoke nu-i dă niciun detaliu lui CJ, îi zice doar să conducă undeva. Pe lângă vrăjeala lui că misiunea asta e strict pentru băieți și nimic pentru ni, îi spune lui CJ că urmează să se vadă cu niște ruși. Îmi place momentul ăsta în dialog pentru cât de bine e umanizat personajul lui Smoke și relația lui cu politica. Ne spune că toată viața lui, crescând în perioada războiului rece, a fost învățat să-i fie frică de ruși, în timp ce el n-a cunoscut niciodată un rus. Iar acum, la doar câteva luni după căderea URSS-ului, dintr-o dată trebuie să fie toți prieteni. Din păcate, Smoke ne minte încă o dată. Imediat ce intrăm în sala unde ne așteaptă rușii, vedem că ei îl recunosc pe Smoke și chiar îi zic pe nume. Big Smoke, you made big mistake, huh? You should not have come here, Big Smoke. You should not have come here, Big Smoke. <inaudible> și oricum e foarte dubios ca un gangster de stradă cum e Smoke să aibă întâlniri cu mafia rusească. Cine știe ce interese mari erau la mijloc probabil tot mâna lui Tenpenny, dar nu știm nimic despre asta. Singurul indiciu ar fi pe site-ul oficial al jocului, unde poliția scrie despre Balash că își dezvoltă relații cu mafia rusească pentru a cumpăra arme, dar informația asta corespunde mai mult cu misiunea Grey Imports de la Tenpenny. În orice caz, Smoke și CJ trebuie să scape din ambuscada rușilor, omorând zeci de mafioți și distrugând o grămadă de mașini prin tot orașul. În momentele astea, CJ are o sclipire, după misiunile lui Smoke, CJ se vede cu OG Loke și îl ajută și pe ratatul ăla. Îl menționez doar pentru că am observat un detaliu. În misiunea House Party, când Bala și Vin să atace Grove Street, Ryder pleacă imediat zicând că va aduce întăriri. Are trei replici posibile, iar una dintre ele îl menționează pe Smoke. Pe lângă faptul că Smoke lipsește de la petrecere, că probabil știa despre atacul balașilor, mi se pare interesant cum Ryder îl menționează tocmai pe Smoke, ca și cum știe deja unde să-l găsească. nu e mare lucru, e doar un detaliu mic. Mai târziu, în Reuniting the Families, liderii comunităților separate de Grove se întâlnesc pentru a se reuni. Pentru că fiecare gang trebuie reprezentat de către un singur om, băieții noștri rămân afară în mașină. Când vine poliția, primul reflex al lui CJ este să intre în motel ca să-și salveze fratele. Smoke și Ryder sunt surprinși de reacția lui CJ, iar Smoke îi zice să intre înapoi în mașină ca să plece de acolo. Și chiar în timp ce CJ îi zice că nu-și va abandona fratele, Smoke imediat se pune la volan și pleacă. După ce CJ îl salvează pe Sweet și ies amândoi din motel, vedem că Smoke s-a întors cu mașina. Ce nu știm este unde au fost ei până acum. Vedem că au luat-o spre est să fugă de poliție. Presupun că voiau să meargă acasă să scape de pericol. Probabil s-au gândit și ei cum arată că au plecat când era nevoie, așa că s-au gândit să treacă repede pe la Emmet, să ia antichitatea aia de aca și să se întoarcă salvatori. În urmărirea asta, Smoke conduce o rută foarte stupidă. Lungește drumul și intră pe toate străzile, în loc să meargă acasă sau măcar la un pain spray. Nu e ca și cum o face intenționat, eu înțeleg doar că nu și păstrează calmul în situații tensionate. Și avem o replică nefolosită pentru polițiștii din urmărire, care anunță pe stație că mașina băieților se duce spre Ganton. Avem și alte două replici pentru CJ care își dă seama că Smoke îi plimbă ca un GPS prost. We going around in circles. Smoke, stop going in circles. Iar apoi când se apropie elicopterul, o manevră ilegală și periculoasă, Smoke are și el o manevră sinucigașă. În loc să dea cu spatele, merge în față spre elicopter și distruge mașina lui Sweet. Noroc că Sweet își cumpără mereu aceeași mașină. În misiunea The Green Saber, CJ află despre Smoke și Ryder că sunt rădători, mulțumită lui Caesar care a auzit un zvon și a decis să investigheze. CJ este șocat să-i vadă pe Smoke și Ryder și dacă nu era destul, vede și sabreul verde folosit în noaptea în care a murit maica sa. Tenpenny discută față în față cu Smoke, la fel cum făcea și când venea la el acasă, iar CJ se prinde în sfârșit că tot timpul ăsta Smoke se ascundea în văzul tuturor. Toate vorbele lui fără sens, faptul că lipsea de la mormântare, momentul când n-a tras în bala și toate vizitele lui Tenpenny, tocmai pentru că Smoke e responsabil și el pentru moartea mamei lui CJ și a vândut frații pentru planul lui Tenpenny. Shit, Smoke! Crash making you sell us out? După ce îl salvează pe Sweet, CJ este răpit de Tenpenny, care îi spune câteva adevăruri. I can't believe that, that nigga Smoke turned on me. Smoke! Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago, man, man. Take it yeah, easy. Yeah, homies for life, street loyalty—that's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Now you stay the fuck away from Smoke and stay the fuck away from us. Din păcate, loialitatea a lui CJ încă nu s-a terminat. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking grocery for the smoke and those strutta pigs, Ted Benny and Baleski. And smoke, he's a pusher, man. No, no, not smoke. He might mess with crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! Kendall îl trezește la realitate pe CJ și, culmea, îi spune ce i-a zis și Tenpenny, să lase loialitatea oarbă pentru gang, comunitatea s-a rupt de tot. Apropo, dacă cineva joacă pentru prima oară San Andreas și cumva nu știe ce se va întâmpla, există o situație în care jocul îți dă un spoiler pentru trădarea lui Smoke. După ce CJ o salvează pe Denise în Burning Desire, dacă o neglijează destul, îl va suna să se despartă de el și îl acuză pe CJ că și el e un dealer la fel ca Smoke. Hey, girl. Chicken head asshole. What? Denise. Don't even think about sweet talking me, you no good crack pusher. What? What you want about, girl? I've heard the rumors about you Grove Street cluckers, about big smoke and all. But I thought I'll give this boy a chance. But all my friends were right. Only some base pushing asshole would treat a girl like this. Mai târziu, CJ îl vede pe Ryder că se întâlnește cu niște mafioți în Photo Opportunity. Uzi îl ajută să afle cine sunt mafioții ăia, sindicatul Loco, adică gangsterii care îi furnizează drogurile lui Smoke, așa cum l-am auzit în Introduction pe Torino, că a găsit un cumpărător mare în Los Santos. După ce ajunge CJ în San Fierro, Smoke apare la radio, la WCTR. Ca să devină cunoscut și cu o reputație bună, a deschis un orfelinat în Los Santos. Positive news came from street good guy Big Smoke, who today unveiled his new orphanage in a ceremony in Los Santos. Yes, thank you, thank you. I'd just like to say this is a great day for the impoverished and disadvantaged of Los Santos. And it's a real honor that I am as generous as I am. I remember when I was a little boy, my dear mother would ask me what I wanted to be when I grew up. And I said, Mom, I want to be a savior. It's a great opportunity. The Big Smoke orphanage teaches kids important skills. I was an orphan. I struggled. I saw friends make mistakes and get pulled from the path of righteousness. But now, thanks to the generosity of a great man like me, kids is gonna be safe. Big Smoke, baby. Remember the name. CJ se infiltrează în sindicat și îl distruge in interior. Se răzbună pe Ryder, care era trădător de la bun început, după cum am tot văzut în introduction și în dialogul primelor misiuni, și îi strică o parte din imperiul lui Smoke. După ce CJ distruge și fabrica de crack din Doherty, iar auzim pe Smoke la radio. This is well known philanthropist Big Smoke and you're listening to WCTR. Make a difference to your community. Keep our city's drug free. Look, I'm doing my bit. How are you helping? cu ipocrizia lui vrea să fie văzut ca o influență pozitivă în comunitate și, bineînțeles, împotriva drogurilor. Încă o dată vedem cât de rău l-a afectat rădarea pe CJ când în misiunea Customs Fast Track îl mai menționează o dată pe Smoke. Hey! We're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke, I just can't let that go. Dar, cât timp CJ a fost plecat și ocupat pe toată harta, rezolvând o grămadă de probleme atât pentru el cât și pentru alții, Smoke a continuat să-și crească imperiul și a devenit un adevărat baron. Când îl caută CJ la finalul jocului, Smoke e păzit de zeci de gangsteri balași, vago, rifa și chiar și câțiva mafioți ruși. Dar, până acolo, Smoke mai e menționat o dată de către Sweet. Când CJ îi zice că ghetoul mereu l-a tras în jos, Sweet îi compara ambiția lui CJ cu cea a lui Smoke și se lasă liniște. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. iar după ce se apucă frații să reconstruiască grovul, bineînțeles că și caută răzbunarea. Pentru moartea mamei lor și pentru distrugerea cartierului, trebuie să afle unde se ascunde Smoke. Așa că se duc la Beat up care a fost printre primii jegoși care au acceptat drogurile. Have beat up. He a face head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool. Tell us where beat up is, and we outta here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give a cat what he needs. Hey, hey, nah. I ain't no choice. I was threatened. Smoke's fucking crazy. Cu puțină presiune, Bida a zis foarte repede adevărul. Smoke e cuprins de paranoia, de la droguri și regrete, stă închis în casă, izolat de restul lumii, păzit de o armată de traficanți. După ce Big Bear îi fute una lui Bidap, CJ îl ajută și pe Mad Dog. Chiar dacă pare să nu aibă legătură cu afacerea lui Smoke, menționez asta pentru că Smoke a ajuns managerul lui OG Loc. I-a făcut rost de un interviu cu Laszlo la WCTR și la radio îl putem auzi pe Smoke cum îl promovează pe OG Locke, mințind că a făcut tot felul de infracțiuni ca să-i dea credibilitate. H -h How are you living? Straight? Really? Are you really straight? What? In a recent press conference, your manager came to your defense. Well, I assure you, OG Locke is the real thing. He's hated women all his life. He sold drugs to school children. He's murdered innocent people just for kicks. But he rhymes like an angel. And I assure you, it's all in a good cause. So, either way, you can feel good about yourself listening to this music. Well, that was very informative. Big Smoke is doing a lot for the community or, or to it. He sounds like a great guy. CJ a făcut haos în tot orașul ca să-i destabilizeze puterea lui Smoke. A cucerit o grămadă de teritorii ale balașilor și vagoșilor ca să poată afla unde se ascunde grasul. Se pare că la final, vagoșii sunt cei care i-au trădat locația lui Smoke. ce-i hey, what's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Fargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you, and then we'll roll over there. What's up? It's time for smoke. CJ ajunge la blocul ocupat de smoke și rețeaua lui de traficanți. Ce a fost odată un bloc rezidențial, acum este o fortăreață a creacului. CJ sparge peretele și intră în clădire urcă fiecare etaj puțin câte puțin descoperind cât de mare e operațiunea lor. Practic, o fabrică imensă, plină de traficanți, dotată cu echipament industrial și informatic. După ce CJ trece prin laboratorul de droguri, ajunge și la zona VIP de la etajul 3, unde cei mai importanți gangsteri și-au amenajat un spațiu de lux pentru toate plăcerile din banii dependenților. Aici este locul unde Smoke și-a făcut o statuie înaltă și puternică, o reprezentare demnă de un general cu arme în ambele mâini. Sincer, eu văd și gestul ăsta ca fiind tot o consecință a regretelor lui Smoke. E încă o tentativă de a-și spăla imaginea, să-i convingă și pe ceilalți și pe sine. La fel ca orfelinatul construit doar pentru radio. Și da, Smoke s-a înfățișat aici cu modelul din beta, nu cel final. În sfârșit a venit momentul ca CJ să îndeplinească dorința lui Smoke. Cea pe care a zis-o la începutul jocului când l-a rugat să nu uite de el când ajunge în vârful piramidei. Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How did you know it was me? Knew it was my old dog CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. Man, you and, Tenpenny? and Fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit! Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke you made a CJ. I'm a, -a success. I can't be Îmi place foarte mult cum Smoke atât de resemnat la final. Se distrage cu orice poate, se joacă pe consolă până nu mai vrea, se droghează puțin până nici asta nu mai vrea și se minte pe sine că nu regretă nimic și că e de mare succes. Și dacă toată viața a urmărit banii, ajunge să moară cu ei în mână. the money, the power, I don't give a shit. Oh fuck, man! <coughs> Why you just didn't quit, man? Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. <coughs> oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name, Big Smoke. Oh. Uh -oh. Uh -oh. Cu ultimele cuvinte îl auzim pe Smoke regretând că a fost prins în goana după bani și putere. Se scuză că a fost șantajat și zice că după ce se duce, toată lumea îi va ține minte numele, Big Smoke. Și are dreptate, a rămas unul dintre cele mai iconice personaje din toată seria GTA. Chiar dacă mimurile cu trenul și mâncarea sunt cele mai memorabile, dincolo de suprafață, noi chiar am primit aici un personaj nuanțat și foarte bine scris, iar după ce moare, CJ nu are nicio satisfacție. Tot sentimentul de răzbunare e copleșit de durere că și-a omorât practic un frate. Ultima mențiune pe care o primește Smoke în poveste este după moartea lui Tenpenny. What's up with Smoke. You know what Smoke? He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. În concluzie, ambiția lui Smoke de a ajunge cel mai mare baron al drogurilor nu i-a adus decât un sfârșit gol, fără suflet. Degeaba a ajuns peste o armată de gangster pregătiți să-și dea viața pentru el și pentru afacere. Sige îl găsește aproape ca pe Tony Montana. Prietenii lui sunt morți, iar Imperiul construit cu sânge i-a garantat numai o plăcere temporară. Videoul ăsta nu era posibil fără sprijinul membrilor canalului. Mulțumesc Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Alin, Adrian Q, Crash, Venox, Trupa Veselă, David Mati, Fabulan, Huzdub Denis, sheptaru 777 Zero Tudor, Mehmed al III-lea, King Eddy, Ioan Tamaș, ucinzacă și mai ales domnilor VIP, Hammer MC7, Andrei, The Gamester și Danny Wiseguy. De când am început, comunitatea mi-a arătat un nivel incredibil de susținere și nu vă pot mulțumi destul. Ajutorul vostru contează foarte mult. Iar pentru cine vrea să devină membru al canalului, butonul de join are toate informațiile. Ne vedem data viitoare!